Portul Popular de Sălaj va fi prezent la București în cadrul unei expoziții cu vânzare care se va organiza la Muzeul Satului. Ileana Grațiana Pop din Ciumărna este cea care duce în capitală mândrul Port Popular Sălăjan. Sălăjanca Ileana Grațiana Pop va fi prezentă pentru câteva zile cu un stand de costume populare din zona Sălajului la Muzeul Satului din București, iar cei care vor ajunge la eveniment vor putea achiziționa elemente de vestimentație autentice. Am invitație la Muzeul Satului în fiecare an. Și de două ori și de trei ori numai să pot să mă duc, dar am invitații în mai multe orașe și îmi aleg câteva orașe unde muzeele ne invită. Promovez și acolo costumul popular românesc, am o expoziție, îmi dă corp acolo și stau câteva zile și vin din toată țara. Chiar dacă am cămăși din Sălaj, sunt sălăjeni care locuiesc în București, vin și-și cumpără cămașe. Și vin foarte mulți străini și cumpără cămășile noastre. Cu câte exponate mergeți la această expoziție? Păi câte pot duce în două jumătate. Cam așa. Portul Popular din Sălaj va continua periplul prin mai multe zone din țară. Pe urmă avem Sibiu, unde promovăm, Craiova, Galați, Pitești, ce să v-am mai spus, și în alte țări am fost. Foarte mult a fost apreciat și în alte țări unde am fost și am prezentat costumul popular. Trebuie să știi și cum să-ți prezinți costumul și cum să-l îmbraci. Sunt femei care, pare rău să spun, nu mere costumul cu părul nu știu cum sau cu bluji. Nu face parte din tradiție. De-aia e bine să îmbrace femeile și polele și caprințele, să nu le fie rușine cu pleca de la țară, să fie mândre cu pleca de la țară. Că acolo s-a învățat cântecul, acolo s-a învățat lucru și de acolo trăim tăți, de la țară, din câmpul ăla care dă Dumnezeu roade, nu? Legat de modul de prelucrare a materiei prime din care se confecționează cămașa tradițională, am învățat și tineretul să știe ce înseamnă câineta, cum a lucrat-o femeile. Am făcut toată manevra asta, aș putea spune, a câinepei. Am dus-o în apă, am ținut-o 12 zile la topit, am spălat-o, am zdrobit-o cu melița și uite așa mai departe. Acum am zis că o să punem și război. De fapt am în muzeu, am un război care când vin străini, am vizitatori din Danemarca, cei mai mulți vin la mine, la muzeu și la expoziție. Și să-mi minunează că mai văd lucrurile astea, că la ei au dispărut de mult. Vedeți că la ei nu au, toți străinii din toată Europa, n-am văzut cămăși tradiționale decât din magazine. Ei, la noi, la români, uite că noi le avem făcute de mânuțele bunelor gospodinii.